Hei, salutare! Uite, e dimineață. Sunt în ultima zi în stagiul meu de Japonia. Poate de Asia pe anul ăsta, nu știu dacă o să mai revin în Asia. În 2019. Și fiindcă s-a încheiat o perioadă de 14, 13 zile, 13, cam 14 nopți am avut în total de stat aici în Japonia. Am schimbat până în momentul ăsta trei locuri în care am locuit și aș putea să fac un scurt review vis-a-vis de, pentru că fiecare loc în care am stat a avut specificul lui, puțin diferit e drept. Aș putea spune că ultimul dintre ele complet diferit față de celelalte două. Și cred eu că e util pentru mulți dintre noi, cei care vrem să călătorim, poate unii dintre noi vrem să călătorim low budget sau nu neapărat low budget, dar evident eu aș putea să-mi permit să stau și la hoteluri mai scumpe, dar nu m-ar încânta pentru că în general nu valorizez serviciile de la un anumit nivel încolo. Nu știu, cel puțin cât eu merg singur. Pentru că deja am explorat toate variantele, de la 5 stele până la cele mai de jos. Mi-am găsit ca undeva pe o cale de mijloc, unde am liniște, confort și dorm bine. Și celelalte facilități în ordine pentru mine este suficient, nu caut lucruri mai extravagante de atât. Ceea ce nu înseamnă că nu, că acea categorie de locuri nu sunt demne de a fi considerate. Nu, nici contra. Nu, din contra. Ce vreau să spun în acest video, și asta este un punct interesant care mi-a creat o idee, să spunem, despre ce se poate întâmpla când mergi pe un tipar deja cunoscut sau în care cauți confortul cu orice preț și știi că e bine. Lucru care, de exemplu, de când a apărut Airbnb. De fapt, toată cazarea pe care am făcut-o eu aici în Japonia a fost cu Airbnb, pentru că mi-a permis să-mi ofere pentru un preț aproximativ similar, uneori chiar mai mic, aceleași condiții de confort, cu asta să spunem așa, într-un studio semi-apartament sau un apartament mic versus o cameră de hotel de regulă de dimensiuni mult mai mici, iar eu personal prefer să am acest confort de spațiu. Și spre norocul meu, în prima parte din această călătorie, am stat la o cazare mai în afara orașului, drept în Funabashi. A fost la momentul respectiv o cazare foarte bine găsită, dar mare atenție, a fost rezervată cu mai bine de 2 luni înainte de a veni aici. Dintr-un motiv pe care nu mi-l explic, n-am mai fost atât de grijuliu până spre apropiere, pentru că cunosc, am veche experiență din India, în care m-am apucat să-mi fac schedule-ul cu prea mult timp înainte și ajungi la fața locului și te trezești că, bă, dar parcă nu doream să fiu aici. Și după aia m-am chinuit ca să reușesc să-l reajustez și n-am mai fost atât de bine cum ar fi putut fi dacă mergeam cu flow și nu făceam decât câteva, să spunem, câteva rezervări la în momentul inițial, după care merg și în funcție de cum mă simt, merg mai departe. Într-o experiență gen Japonia, lucrurile nu stau chiar așa, mai ales când e vorba de Tokyo, nu te joci. Mai ales că aici prețurile sunt de cu totul altă factură. Deci când vii într-un loc gen Japonia, e cam bine să-ți faci, să spunem așa, structura de ce ai tu de făcut, unde vrei să stai, unde să mergi și să și faci booking-ul. Ideal ar fi. Îți vei lua multe probleme de pe cap. Dacă te alegi să te decizi în ultimul moment, șansele sunt ca la nivel de prețuri să găsești în condiții mult mai severe, mult mai scumpe și cumva îți mai taie din, să spunem așa, din pofta de a să zicem, sau mai ales dacă ai bugetul limitat, din bucuria de a explora alte lucruri.
fii nevoit să plătești doar pe cazare. Deci mare atenție la acestea. În funcție de locul unde mergi, este foarte bine să-ți faci planul cum, unde o să stai, ce perioadă și tranzițiile pe care vrei să le faci. Revenind aici, ceea ce a fost diferit și cumva nou și pozitiv pentru mine. Da, prima parte mi-a prit pentru că am avut parte de confort, am fost undeva mai departe, în Funabashi, pentru un preț relativ ieftin, de aproximativ, să spunem, nu știu, cred că 50 de dolari pe noapte. Am avut un mic studio cu facilități bune, e prea mult spus studio, o cameră cu baie, cu același loc unde se și mânca și cu un mic balconaș. Dar, din punctul meu de vedere, avea tot ce era necesar pentru a face șederea plăcută. Mai târziu, când am mers spre Kyoto, deja am făcut rezervarea mult mai târziu și cu mare noroc am găsit o cameră cam aproximativ la același preț ca cea din Funabashi. Și aici au fost condițiile, în mod sigur, camera a fost de dimensiuni mult mai mici, am avut mai mic spațiu de a face, de exemplu, yoga. Yoga nici puteam să fac în interior. În prima parte, în prima cameră mergea, în primul apartament. Și, bine, e foarte frumos echipată din punct de vedere. De fapt, cam pe aici totul e foarte bine echipat, din punct de vedere tehnic, să spunem, toaletele, dacă nu știți, toaletele de aici sunt o operă de artă, ai putea să spunem, în felul cum te tratează și te pamperuiesc, că efectiv e pampering când mergi aici la toaletă, nu pot să-i spun altfel. Dar s-a simțit acea chestie de spațiu care a contat. Oarecum am făcut o rezervare târziu, un preț aproximativ similar. E, în aceleași condiții și în același moment, când am mai făcut o ultimă rezervare în Tokyo doar cu 2 săptămâni înainte să vin aici, sau cu foarte puțin timp, lucrurile erau deja mult mai grave. Și cu Kyukuvai am găsit cam aproximativ la același preț, dacă nu puțin mai ieftin, e drept, am găsit un hostel, un fel de hostel, tot prin Airbnb, dar se prezintă precum un hostel pentru că unde sunt eu dorm într-un așa zisă capsulă. Nu e chiar ca o capsulă de aceea pe care vedem în filme clasice în care se închide ușa și nu se aude nimic, totul este perfect izolat de exterior. Nu, în capsula asta pot să spui e puțin mai rudimentară. Nu are atâtea celelalte facilități de capsule pe care le mai vedem prin alte hotele, dar în mod clar, în momentul în care am ajuns aici, am zis, oh, unde am nimerit, adică it's gonna be tough, pentru că n-am cum, nu poți să te simți, nu po nu, adică mi-a scăzut confortul, efectiv, mi-a scăzut confortul de la prima, la a doua, la a treia, din ce în ce mai tare. Și am zis, da, uite, vezi, asta se întâmplă când nu faci rezervare din timp. Ceea ce pentru viitor ar putea fi un warning când îmi fac o rezervare de avion, de exemplu, și știu punctul de plecare și de întoarcere în călătorie, îmi pot face în același timp și rezervările de zile de venit și de întors corespondente cu acea călătorie. Asta va lua din start mult o bună parte din, să spunem așa, din responsabilități pe care le poți face. Și în mijloc, acolo te mai poți juca, mai poți să lași un anumit grad de flexibilitate. Bun. Revenind. Deci lucrurile au părut în primă fază extrem de non-friendly la început. Însă m-a forțat cumva puțin să-mi setez mintea încă de la început să văd părțile pozitive și efectiv a trebuit să fac asta cu carnețelul în mână, tocmai pentru a nu cădea, pentru că știu foarte ușor patternele mincii, cât de repede poate să ducă înspre a fi nemulțumit, nesatisfăcut cu ce e
și toate astea. Și am avut grijă de acest aspect. Pe de altă parte, am putut să văd, probabil făcând și lucrul respectiv, am putut să văd și avantajele pe care ți le aduce acest tip de experiență. Și cumva acestea sunt multe, pentru că am putut, în acest context care mi s-a creat aici, am avut ocazia să interacționez cu oameni mult mai des decât în cel în care eram izolat. Și am putut să văd cum procedează alt turiști, am putut să schimb informații vis-a-vis de locuri pe care le poți vizita. Și chiar dacă au fost, să spunem, pentru perioade scurte de timp, a adus ca un fel de prospețime și un aer nou, un suflu nou. E drept, la partea de dormit lucrurile au fost mult mai limitative, însă tot la fel a trebuit să învăț să fiu mai grijuliu, să acord mai multă liniște în mediul în care, pentru că era vorba de un dormitor împărțit cu 8 persoane, să spunem, ceva de genul, și toate astea au adus și ele o alt fel de atenție și mod de a aprecia o anumită experiență. Deci, părerea mea este că niciuna nu trebuie desconsiderată. Este bine să fii ușor adaptabil, să te poți adapta în diferite situații, mai ales că s-ar putea să fii uneori nevoit să o faci și e bine să știi să o faci, dar desigur, repet, cel mai bun lucru pe care poți să-l faci este să te pregătești bine. Și a te pregăti bine înseamnă să cam știi ce ai de făcut, să ai o idee și să lași un spațiu de flexibilitate, de mobilitate cumva în mijloc, astfel încât să ai marje de schimbare. Acestea fiind zise, mulțumesc. O să postez astăzi și ultima serie pe Facebook de poze și ce am realizat aici în Tokyo. O să trimit și link-uri la videourile pe care le-am făcut. Sper ca ceea ce fac aici pentru oameni să fie de folos. Eu le postez la mine pe site, pe YouTube, cum ar veni. Nu este un channel propriu zis, este doar un loc unde colectez informații la cald odată ce le-am trăit. Pentru că exact în momentul în care le trăiesc este și cea mai autentică exprimare a lor. Ulterior rămâne doar așa ce e esențial să rămână și cumva se mai pierde din micile detalii pe care, să spun eu, acum cât sunt aici, le am în vedere. La revedere!